Bun găsit tuturor la un nou episod pe acest canal. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul abonează-te și pe cel de like pentru a vedea episoadele din serialul tău preferat traduse complet. Vă doresc vizionare plăcută și numai bine! Astăzi vom vorbi despre Flori însângerate, episodul 1 rezumat. Totul a început cu ani în urmă, odată cu un conflict sângeros între două familii. În acest eveniment, Baran, care pe atunci era doar un copil, și-a pierdut mama, pe Aiten. Tatăl său, cu drept, și-a pierdut capacitatea de a vorbi și a fost nevoit să rămână într-un scaun cu rotile. Bunica sa, Azade, cunoscută și sub numele de Hanma, a avut grijă de Baran și de fratele său, Cihan. Ea le-a reamintit mereu că, conform tradiției, trebuie să-și răzbune familia. Pe de altă parte, Zeid, implicat în conflictul cu familia lor, s-a mutat la Istanbul împreună cu familia sa pentru a-și pierde urma. Cu timpul, Zeid a deschis un mic restaurant de kebab. Soția sa, Hanife, și copiilor, Cevdet, Dilan și Zumrut, și-au continuat viața de acolo de unde o lăsaseră până astăzi. Pentru familia Karabei, lucrurile erau simple după ce au aflat unde locuiește familia lui Zeid. Trebuiau să meargă și să se razbune. Cu toate acestea, Baran avea un alt plan. Credea că prin acțiunea sa ar putea opri furia care s-a acumulat de-a lungul anilor. Așa s-au intersectat drumurile lui Baran și Dilan.